Avem astăzi în studio pe nimeni altul decât domnul doctor Dragoș Crineci. Bună! Bună ziua tuturor și bună, Marius! Bună, Dragoș! Ești un om care a scris probabil cel puțin 100 de articole. Cu totul nu le-am numărat. Sincer, poate că sună prost, le-am pierdut șirul la un moment dat. Estimez că sunt undeva 90 și ceva de articole, 4 cărți de autor și colaborator la încă vreo 4. Poți să spui auditorului cam de cât timp lucrezi în domeniul acesta al neuroștiințelor? Pot să spun că lucrez în domeniul neuroștiințelor din aproximativ 1998. Nu știu câți ani sunt, 22 sau? 22, da. Mulți dintre oamenii care te privesc probabil n-au avut prilejul să te cunoască, pentru că nu ești neapărat cel mai histrionic, narcisic individ care merge pe Instagram, pe Facebook, care face poze de la Mallorca, de în Acapulco. Cum ai văzut partea asta? De ce n-ai fost ca, nu știu, Hubermans, care acum extrem de celebru, are sute de mii de view-uri zilnic? Acum ar fi o chestie să dau explicații neuro și folosim și tabla să umplem jumătate de oră cu mecanisme, ceea ce nu prea ar fi în economia interviului. Sau să răspund simplu că nu m-am avut ca obiectiv treaba asta. În general, deși știu că sunt o persoană publică, sau oricum de o bună bucată de vreme sunt o persoană publică, cel puțin pe segmentul meu, nu țin neapărat să fiu celebru, nu apar neapărat la televizor, nici măcar nu am cont de Facebook sau de Instagram. Practic am colaborări cu oameni care au asemenea conturi și ei mă invită să facem diverse lucruri împreună, dar nu am ținut neapărat să fiu popular. Am înțeles. Deși aveți o groază de articole scrise și cred că ați fost și implicat într-un mare proiect de la Cinetic, un ATC, dacă nu mă înșel? Da, mare proiect și ca și întindere în timp, că mai ales datorită pandemiei s-a lungit cu încă un an. Dar și ca și rezultate, sunt o groază de rezultate și probabil că vom scoate pe lângă mai multe articole care sunt în curs de publicare sau în fază finală de editare și o carte de metodologie pe acel proiect. Mă rog, el se suprapune cu un nou proiect care îl continuă și care a debutat de o vreme și va mai dura încă vreo 2-3 ani. Deci e un proces practic continuu. Eu sunt implicat în proiecte de cercetare de mulți ani, de zeci de ani. Ăsta e doar ultimul dintre ele. Dar e adevărat, Cineticul face o treabă foarte bună și prin felul în care își promovează imaginea sa ca instituție inovatoare și a proiectelor pe care le are. Dar minte, știi că am avut și tu o colaborare cu ei și ai ținut un ciclu întreg de conferințe acolo, chiar mai lung decât al meu, că și-am avut un ciclu mai scurt, am ținut vreo 4 parcă, sau 5 conferințe acolo. Te-ai avut mai multe decât mine. Da, 3. Nu, okay. Mi-a spus Alex că ai avut mai multe și de aia. Ok. Bun, deci din 98 activați în domeniul neuroștiințelor. Da. În momentul de față sunteți profesor. Sunt conferențiar universitar. Ah, conferențiar universitar, ok. Am înțeles. Puteți să ne spuneți despre aia dumneavoastră principală de interes? La ora actuală, area mea de interes principală este în domeniul de graniță care se cheamă psihoneuroimunologie și care practic studiază legătura dintre felul în care ne exprimăm noi cu oameni, adică psihologie, mecanismele din creier, adică neuroștiințe și sistemul imunitar, care de-al minte este inclusiv în creier, în ciuda ceea ce se credea până prin 2015. Tot timpul, mă rog, eu am citit la o vreme, toți am citit de prostii la un moment dat. Și pe lângă multe prostii, am citit și chestii care m-au orientat în viață. Am citit inclusiv filozofia științei, fizică, tot felul de lucruri și teoria informației și așa mai departe. Și am citit printre altele că informațiile noi ajung, mă rog, se nasc întotdeauna din conexiunile între domenii. Adică doar mergând pe un domeniu anume fix, nu știu, paradigma X a moleculei X, Y în contextul Z, poți fi foarte bun laborant pe chestia respectivă, e specializat pe acea tehnică de laborator. Adică să înțelegem în terminologia lui Thomas Kuhn, celebru fizician, care a scris în 1962 structura evoluțiilor științifice și el concepea că avem acea știință normală pe care o compara cu a pune piesele unui puzzle, că dumneavoastră operați mai degrabă în partea de știință evoluționară, la intersecția de paradigme unde e vorba de a
împinge toate piesele și de a le reorganiza după aia? Dar cred că lucrurile noi apar doar în conferința dintre domenii. Între paradigme sau între chiar domenii efectiv, cum vorbeam adineori. Și de aia la un moment dat am cochetat și cu ideea de neuromarketing și neuroeconomics, mergând de partea de legând practic neuroștiințele de marketing și de economie. Am mers și pe chestia asta de imunologie. De ce? Pentru că și s-a dovedit ulterior că a fost un pathway bun, pentru că într-adevăr creierul este un organism care are multiple fațete și aceste mecanisme imunitare nu sunt doar cele care ne apără de COVID sau de, mă rog, gripă și alți microbi, ci practic concură la construcția creierului, la dezvoltarea creierului, la funcționarea lui normală sau patologică, inclusiv la bolile creierului. Și sunt practic un marker inclusiv al anumitor boli, cum ar fi depresia sau stresul cronic sau alte boli degenerative. Deci e în mod cert o chestie cumva probată că dacă vrei să vii cu ceva într-adevăr nou, să creezi un nou trend, trebuie să faci o conexiune între domenii, deși e greu, deși, cum să spun, ai mai puțin fan decât alții care merg pe cărări bătătorite, dar cum nu am avut neapărat obiectivul de a avea mulți fani și de a fi neapărat popular cu orice preț și avea o sală de oameni care zâmbesc ascultându-mă și dau din palme la fiecare frază, ci mai degrabă am fost orientat pe a vedea cu grijă ce lasă în urmă, adică chiar dacă nu neapărat am scris atât de multe articole sau cărți ca și alții, am avut grijă că atunci când scriu public ceva, să urmăresc un fir roșu care să lege lucrurile astea și de fiecare dată când în public ceva să pun o întrebare importantă. Acum, cât de importantă e o chestie relativă, dar măcar să deschidă un nou câmp de gândire. Adică să-ți pui noi tipuri de întrebări citind acea carte sau acel articol. Adică de a promova, practic, vreți să spuneți gândirea critică. Gândirea critică nu e neapărat. Gândirea critică este pentru a analiza un material pe care l-ai în față. Gândirea creativă și critică. Mai degrabă gândirea creativă, adică să ai o libertate în a gândi, respectând niște metodologii științifice, adică a nu bate câmpii, pentru că suntem o specie care, mă rog, tindem să bate câmpii și rolul științei este că pe anumite segmente să ne împiece să batem câmpii, este util și necesar să batem câmpii în artă. Nu putem să scriem cărți, să facem filme, fără să batem câmpii. Adică ceea ce sugerează dumneavoastră este că s-ar putea ca neuroarhitecturile, ca în celebrat teoria lui Baron Cohen, nu? Cu autism, empatie, sau al lui Babcock și Crespi, schizotipia într-o parte, autism în altă parte, că creativitatea în artă ar presupune un alt set de neuroarhitecturi decât creativitatea în știință. În principiu, de la fi taximetrist în Londra și până la fi șahist, nu știu unde, înseamnă niște noi tipuri de neuroarhitecturi conform datelor actuale. Adică cam tot ce faci constant îți modifică creierul. Nu neapărat că te naști cu niște gene care te programează să fii tipul X, ci practic viața pe care o ai, dacă insiști mai mulți ani pe un domeniu, îți modifică anumite rețele din creier ca să fii mai bun pe domeniul respectiv cu un consum mai mic de energie. Practic asta e toată șmecherea naturii. Dar unii din ascultătorii noștri au pus o întrebare având în vedere ratele mari de iritabilitate la schizofrenie paranoidă, spre exemplu, aproximate în literatura de specialitate, sigur, iritabilitatea denotă ceva la nivel de populație, nu la nivel de individ, dar avem date cum că la pătrat, nu? Indicele de iritabilitate undeva în jur de 0,7 pentru schizofrenie, 0,9 pentru autism, 0,9 pentru ADHD. Nu există niște predispoziții naturale ale acestor neuroarhitecturi programate genetic spre a se duce spre un anumit domeniu? Ba da, n-aș vrea să intru într-o, cum să spun, un fel de dispută cu fanii taxonomiilor actuale. Oamenii tind să fie fani. Că e fan o echipă de fotbal, o marcă de mașină sau un anumit, nu știu, gen muzical, ei sunt fani un DSM, sunt fani o anumită taxonomie psihologică sau psihopatologică și noi o să nu se scos oricum din ale lor, pentru că oricum decât să le strici și să îmbătrezi după masa și să închide Facebook-ul, nu o să rezolve altceva cu ei. Pot să spun doar că atât eu cât și un întreg curent a NIMH-ului actual este împotriva DSM-ului, care nu are o bază științifică, de-al minteri este total invalidat din toate punctele de vedere, atât genetic cât și pe studii de conectonomie. Și foarte probabil aceste tulburări foarte cunoscute, sunt vedete practic și autismul, cum ai spus, și schizofrenia, ca și depresia unipolară sau altele, nu sunt niște entități într-adevăr existente în capul nostru, ci sunt mai degrabă niște acumulări de mutații.
Toți avem mutații, unele avem, cum să spun, moștenite de la înaintași, de-aia se consideră că running in the family, tulbura respectivă. Altele le producem chiar noi, în timpul vieții noastre, e un proces care se întâmplă și știți cu toții că există riscul să naștem copii cu mai multe probleme dacă îi face la o vârstă mai înaintată. Aia pentru că mutațiile care le face nu mai sunt corectate de către genele care se ocupă cu așa ceva, pentru că după 40 de ani deja mecanismul de corectare a mutațiilor nu mai sunt foarte performante și atunci ele se întâmplă mutațiile și la 20, dar organismul le corectează. La 40 sau 45 nu le mai corectează cu succes și le transmitem copiilor, care automat moștenesc pe lângă cele ale bunicilor și străbunicilor și pe ale noastre în timpul vieții conform, nu știu, vieții pe care am avut-o. Practic, schizofrenia, autismul, care genetic sunt, dacă te uiți pe review-uri, au foarte, foarte multe mutații comune. Așa de multe... Da, și un autor celebru, Simon Baron Cohen, celebru văr al lui Sacha Baron Cohen, pe care toată lumea știe de la Borat, nu? Da, dacă se ocupă de cu totul altceva. Acea ipoteză conform căreia, la nivel funcționalist de descriere, nu avem acel tom. Theory of the Mind. Da. E acel modul care prezintă un set de sisteme și ambele ar fi disfuncționale și în autismul de hipomentalizare și în schizofrenia paranoidă, cea mai frecventă formă de schizofrenie, că există multe altele, nu? Catatonică, da, care, în care același modul e afectat. Sunt studii începând de prin anii 2013, 2015, 2018, chiar 2019 și mai recente, care sunt făcute de către mari consorții de astea genetice și care au arătat că, de fapt, din punct de vedere genetic, adică mutațiilor, principalele 5-6 tulburări psihiatrice, că e schizofrenie, autism, depresie unipolară, bipolară, ADHD, nu se disting semnificativ unele de celelalte. Ceea ce nu se întâmplă cu bolile neurologice. Acolo e o clară distinție între ele și între cele psihiatrice, Alzheimer, în Parkinson și în altele, dar din punct de vedere al psihiatriei, genetic vorbind, mai mult se pare că contează istoria de viață a individului decât bagajul genetic. În aceeași măsură, cu cât gravitatea tulburării psihiatrice este mai puternică, e vorba de o acumulare mai mare de mutații. E un studiu celebru în Suedia, făcut pe un număr foarte mare de copii cu autism. Sunt peste 1 milion de copii în acel studiu. Și concluziile lor au fost că sunt până la, nu că mint exact, dar cam până la 1400 de mutații asociate cu simptome ale autismului. Deci, practic, ce numim de fapt autism sau schizofrenie și mai mică măsură la depresie, unde sunt undeva la vreo 200 și ceva, e vorba de o acumulare de mutații și dacă tu, ca și părinte, tată, ai deja în familie un număr de mutații și mai faci copil cu o mamă care și ea în familie are un număr mare de mutații, evident că copilul tău, din păcate, se va naște cu șansele de a avea cumulat acest număr. Și nu ar fi acest fenomen din perspectivă evoluționistă mișcat de ceea ce biologii evoluționiști numesc împerecherea asortativă? Știm astăzi, în baza unor vaste studii efectuate în psihologia organizațională, în psihologia socială și chiar în psihologia interpersonală, că oamenii de obicei se asociază după nivel de inteligență, după statut socioeconomic. Sau după nivelul de neuroticism, de exemplu. Sau după nivelul de nevrotism, da, ca să folosim termenul din română. Și atunci n-ar putea, cum sugerează și Baron Cohen, ca împerecheia asortativă să maximizeze și în care ratele unor astfel de patologii cresc? Asta e greu de spus ce planuri are natura prin ce numim noi genetică ca și disciplină și de multe ori nu se pupă ce noi gândim din punct de vedere moral sau psihologic ca și știință cu ce gândește natura. Dar minte se știe că o sursă importantă a patologiei majore, cum e schizofrenia, de exemplu, și depresia majoră, rezidă tocmai în mecanismele evolutive, care fac diferența între specia umană și alte specii. Adică aceleași mutații care ne-au dus pe noi la un creier mai performant au produs mai multă instabilitate. Noi avem un creier foarte performant, dar și foarte instabil. Cel mai instabil din lumea animală. Și, practic, e un side effect, e un cost și beneficiu. Adică, într-adevăr, procentul de oameni cum se numește încă populația schizofrenie sau depresie majoră este unul infim în populația Pământului. Cea mai mare parte suntem sănătoși, adică am beneficiat cu brio de acele mutații, chiar dacă un număr minor
din păcate, se regăsește cu acea patologie. Dar procesul în sine de generare de mutații a dus la succesul speciei, care de minte acum este de nu știu câte o zeci de ori mai mare decât era acum câteva mii de ani. Sau există autori precum Daniel Nettles, pe exemplu, sau Burns, care sugerează că există nișe specifice ecologice în care ceea ce numim noi astăzi schizotipie, conceptul lui Claridge, conceptul de trăsătură dimensională, care variază, nu e alb și negru, ca schizotaxia lui Paul Mill, a crea avantaje socioeconomice, spre exemplu în artă. Nu? Că toată lumea îl știe, spre exemplu, pe Giger, celebru pictor suprarealist austriac care a luat premiul Oscar pentru Alien. Nu? Creatura freudiană, cu capul care era ca un penis, care era... În istoria artei se știe și, mă rog, și tu știi foarte bine chestia asta, că și tu știi un pasionat al artei. Mulți pictori celebri, romanceri celebri, dramaturgi celebri, compozitori celebri, cântăreți, membrii de trupe au avut psihopatologii serioase, mergând până la schizofrenie. Cea mai mare parte dintre ei erau bipolar. Bipolar 1. Bipolar 1 și, mă rog, mai erau destui alcoolici, consumatori de droguri, deci e tot DSM-ul practic acolo. Și tulburarea schizotipală. Exact. Și totuși asta nu i-a împiedicat să fie niște genii din punct de vedere al creațiilor, că poate ca atunci am putea face o presupunere... Social poate că a fost dezastru, dar din punct de vedere al creației au fost niște genii. Și atunci putem face o presupunere că din anumite puncte de vedere astfel de gene rămân în populație fără să fie supuse selecției de purificare din cauza avantajelor selective pe care în anumite circumstanțe le oferă individului? Da, mulți spun chestia asta că de fapt... Ce numim noi evoluție? Bine, aici mai e o chestie, o discuție lungă, limba română și trebuie și limba engleză. Evoluție sau evolution e sinonim cu progres. Ceea ce nu e adevărat deloc din punct de biologic. Nici măcar Darwin a spus chestia asta că e un progres. Ci practic se vorbește de creare diversitate. Practic evoluția e un proces de creare diversitate prin încercare și eroare de alimentări. Este la blind. Și anumite asemenea creații, dacă se pupă cu un mediu actual cu succes, duc mai departe individul, dacă nu se pupă, ăla dispare și toată linia lui dispare. Dar nu este un proces, cum să zic, foarte deștept. E un proces la blind, efectiv la random. Daniel Nettles descria ca un ceas, sau Richard Dawkins, că e mai popular decât Dennett, ca un ceasornic al web, un peticitor. Da, absolut. Lucrează cu ce are. Absolut. Ei, chestia este că, cum să spun, asta e o poveste mai lungă și... aș scoate-o acum din context, dar o să dau așa un glimpse din treaba asta. Din câte se cunoaște la ora actuală în neuroștiințe, creierul e o mașinărie de simulat viitorul, de ghicit viitorul. Rolul lui nu e neapărat de a facă poezie sau să rezolve ecuații matematice și așa mai departe, ci are rolul de a ghici viitorul. De ce? Și nu neapărat pentru a fi noi creativi sau face mai bine la job, ci în primul rând pentru a regla mai bine din punct de vedere metabolic și imunitar organismul. Cea mai mare parte a efortului pe care îl face creierul în diversele lui rețele, de anumite rețele care se cunosc prin studiile mele că sunt asociate cu funcții cognitive superioare, funcționează non-stop pentru a regla organismul de la gât în jos. Și au implicații visceromotorii, imunitare, metabolice și așa mai departe. Este mașină de predicție. Absolut. Și ca să poți să pregătești din punct de vedere metabolic și imunitar organismul pentru provocările viitoare, trebuie să ghicești cât mai exact provocările viitoare. Permiteți-mi să vă dau o întrebare. Dacă este mașină de predicție, există celebra formula lui Thomas Bayes, nu? De probabilitate condiționată. De ce suntem atât de proști la probabilități? Nu suntem toți proști. Unii sunt mai proști decât alții, dar aia care sunt mai buni, aia câștigă de regulă. Dar nu asta este ideea. Vă dau un exemplu practic. Da? Să zicem că rata de bază a unei afecțiuni pe care o am e 1 la 1000. Alegem, nu știu, scleroza multiplă. Și am un test, care știu din datele statistice, care are 99% rată de real pozitiv. Deci 99% îmi identifică corect. Eu când îl dau, adesea, și mi iese pozitiv, nu o să judec după formula lui Bayes de cele mai multe ori că de fapt a crescut cu 9%. Mecanismele de predicție sunt reglate de niște factori care au, cum să spun, au shape-uit organismele timp de sute de milioane sau miliarde de ani și care n-au învățat din asemenea statistici citite, ci din experiență proprie personală. Uite de la copii. Copiii degeaba le spui nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, până să dă cu capul, nu învață. Să nu vede un copil dânse cu capul rău lângă el, nu învață.
Deci ele sunt curățite în așa fel încât învățăm din experiență și de aminte în capul nostru ca și rețele, ălea care ne descriu pe noi când povestim cu alții sunt altele decât cele care se ocupă de comportamentul de zi cu zi. Și de multe sunt cam rupte între ele și de aia de multe ori povestea pe care spunem la un interviu despre noi nu seamănă cu aia pe care o știu alții despre noi că ne comportăm în situație. Am putea să îl parafrazăm aici pe Kahneman, apropo, care acum câteva zile a fost un mare scandal cu Aieli și foarte mulți cercetători au spus gata, domeniul economiei comportamentale trebuie aruncat la coșul de gunoi al istoriei, la fel ca Trotsky, glumesc evident, pentru că rata de reproducere e slabă, a fost și un studiu celebru al lui Ulrich, nu legat de câte din studiile citate de Kahneman în celebra lui carte sunt reproduse. Am putea spune că în astfel de domenii sau dictonul celebru al său și al lui Tversky și anume că oamenii sunt proști la teoria probabilităților sau la statistică e adevărat? Nu, aici sunt două chestii și ca să poți să răspund la întrebarea asta trebuie să te răspunsul la prima, asta cu schizofrenia. Schizofrenia, dar anumite și alte psihoze sunt... Deși sunt foarte handicapante pe anumite aspecte sociale, sunt cumva printre campionii generării de, cum să spun, realități diferite ale lumii în care trăim. Cum a spus, ele au ca și sursă în spate aceleași mecanisme care au dus la un creier mai performant. Toate speciile au evoluat pe aceleași principii ale ghicirii viitorului, în așa fel încât de a adapta metabolismul și imunitatea la acel viitor. Noi am fost până acum campioni sau printre campioni, că mai sunt și alte specii care sunt foarte performante, cum ar fi caracatițele, cetacele și câteva specii de păsări. Dar suntem între lumea noastră cam cei mai performanți la chestia asta. Chestia e că, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere al creării de realități complet diferite, schizofrenii sunt campioni și alți psihotici sunt campioni. Schizofrenia am definit-o în acord cu T.J. Crowe și cu interpretarea modernă în 3 sau 4 factori, nu? Aberații perceptive și asociații bizare, factorul 1. Factorul 2 statistic, dezorganizare cognitivă. Factorul 3 introvertire și anhedonie. Și factorul 4 impulsivitate și nonconformism. Din ăștia am putea să spunem că... Cred că al treilea putem să scoatem din toată ecuația asta, din... că nu are neapărat legătură cu acel mecanism de construcție de lumii diferite. Dar restul, toate au măcar parțial legătură cu acel lucru. E adevărat că nu neapărat îl adaptează la realitate pe omul respectiv, faptul că el vede total diferit lumea din jur. Dar nu știm care este de fapt purpose-ul naturii. Adică dacă tu vrei să inventezi rețete în care anumite module să fie performante în construcții mai bizare, improbabile, de realități, atunci asta este o cale. Și faci în așa fel încât așa să fie doar 1-2 restul din populație. Ai o mare parte unii care văd chestiile cam într-un fel din punct de vedere al mecanismului generat realitățile și unii mai puțini care văd alte diverse nișe. Toate la un loc merg pe același mecanism, dar care are versiuni diferite. E ca și la mașini, care au dotări diferite. Și unii, nu știu, au versiune de basic, care au și vis mai ieftin, și ai versiunile de top, care sunt de sport, și nu știu câte dotări suplimentare, și care permit la aceeași mașină să facă performanțe de vârf. Poate că și creierile sunt, cel uman, cel puțin, pe același model dezvoltat, pentru că suntem și un fel de campioni ai patologiei, comparativ cu alte specii. Și mai e o chestie importantă. Aceste mecanisme la om sunt în bună măsură și în mai mare măsură decât la alte specii, dependente de mediu. Noi avem cel mai... În ADN-ul nostru, chiar povesteam astăzi la curs chestia asta, în ADN-ul nostru, acel ADN necodan, care e 98% din practic ADN-ul uman și care se ocupă de impactul mediului asupra genelor și asupra construcției organismului prin genele respective, adică acele mecanisme epigenetice, noi suntem cel mai expandat sau pe cele mai expandate ADN-uri necodante cu rol de a răspunde prin construcția, reconstrucția noastră la impactul mediului, adică ce numim noi popular învățare. Și în mai mare măsură oamenii se bazează pe învățare în tot ce fac în viață decât oricare altă specie care are mai degrabă stabilit genetic ce are de făcut, ce să mănânce, de ce să ferească, ce să facă, ce să nu facă. Și într-o oarecare măsură de la diverse specii învață de la mamă sau de la alții. Ceea ce spuneți dumneavoastră e că anumite afecțiuni grave, debilitante, care știm că corelează profund negativ cu speranța de viață și reproducerea, precum schizofrenia catatonică sau paranoidă sau tulburările schizofreniforme sau...
Tulburea bipolară 1. E prețul pe care îl plătim pentru plasticitate fenotipică. Absolut. Și cineva trebuie să treacă, trebuie. Nu e un lucru imperios necesar, dar așa funcționează natura, cineva trage toate bețele scurte. Știi, eu mereu spun asta studenților că în biologie nu este bine și rău și frumos și urât. Sunt practic alte principii care guvernează biologia și genetica e o parte a biologiei. Da? Deci noi tindem ca și specie să punem totul sub cupola tribunalului sau religiei sau parentingului după reguli. Așa e frumos, așa este bine, așa este... Nu, natura nu are așa ceva. E foarte dură de alminteri. Și practic se joacă cu ființele creând diverse versiuni în funcție de variantele posibile de mediu ale planetei pentru care acele ființe sunt create. Ok. Și acum ajungem la a doua parte a întrebării, nu? A doua parte a întrebării este legată de o poveste mai gravă care am menționat-o anterior și anume aceea cu DSM-ul, dar DSM-ul vizează, mă rog, partea de psihopatologie. Nu doar psihopatologia este cumva sub întrebări în ultimii 10-15 ani, chiar, mă rog, de 2005-2007 încoace, ci practic întregul bagaj conceptual al psihologiei clasice, cum ar veni, e sub întrebări, pentru că, deși inițial neuroștiințele au avut jobul acordat pe bani, de a găsi corelații, de a găsi, practic, bazele neuronale ale facultăților mentale, proceselor psihice, trăsătură și mai departe, pentru că, mă rog, să prevină în viitor patologiile și a fi un tratament mai eficient, au ieșit total în chestia respectivă. Inițial s-au crezut că, mă rog, e o problemă de artefact, de lipsă de experiență cu acele aparate. Exact, nu știu, le folosim corespunzător și mai departe. Și după vreme și-au dat seama că, de fapt, nu e așa, ci, practic, noi nu știm ce măsurăm în creier. Deci, la ora actuală, mă rog, de vreo câțiva ani bun, se pune din ce mai mult problema că avem un dita mai creierul, un mare organ care consumă cea mai mare parte din energia corpului și nu prea știm cu ce se ocupă. Este clar că nu se ocupă cu facultățile mentale din cartea de psihologie pentru că ele nu au fost regăsibile în arhitectura lui. Apropo de asta, avem o doamnă psiholog care a pus întrebarea pentru dumneavoastră și anume ce știm că nu știm despre creier. Mă simțeam oarecum obligat moral să o integrez organic în discursul. Păi toți am învățat și eu am învățat și tu ai învățat chestia asta la, probabil și în liceu și în facultate, dacă ai făcut psihologia. Chestia asta, că noi avem cartea aia de fundamente ale psihologiei sau psihologie generală sau cum se cheamă în diverse curricule, în care apar senzațiile, percepțiile, atenția, gândirea, emoțiile, memoria, afectivitatea, voința, personalitatea, așa mai departe, atenția, inteligența. Da. Atenția. Le punem exact. Mecanisme cognitive, regulatorii, exact, afective. Exact. Și după aceea diverse încrengături. Da, dar ele nu se regăsesc sub forma asta în creier, dar de nicio legătură. Adică nu poți spune că nu sunt zone din creier care se ocupă cu ce numim noi, de fapt, percepție vizuală. Ba da, dar aceleași zone se ocupă și de memorie și de imaginație, sunt active și când stai cu ochii închiși, răspund și la recompense, dezvoltă empatie față de propriul copil. Deci același neuron poate să aibă funcții complet diferite, să fie parte din rețele deci diferite. Deci nu avem un izomorfism între limbajul mentalist nu. Și limbajul neurobiologic. Deloc. Și o mare problemă, pentru că și-au dat seama că, ok, trebuie să o luăm de la zero. Adică să ignorăm, practic, toată cartea care noi o știm, cu toate conceptele psihologiei și ignorând, lăsând deoparte chestia asta, să vedem, ok, dar cu ce se ocupă ăsta? Adică creierul. Ce computațiuni face? Ce reprezentări dezvoltă? După ce principii? E foarte complicat pentru că studiile făcute începând de la animale, mergând așa, băbește, ok, luăm structura cutare, cum s-a dezvoltat ea, cum a apărut, la ce ființe, cum a dezvoltat la încregătura respectivă până la om și ce funcție a jucat în toată istoria asta evolutivă, totul pare coerent până la om când ne-am pus o altă etichetă la funcția respectivă și care nu are legătură cu partea biologică, dar deloc. Și cu atât mai mult cu cât, de exemplu, s-a descoperit recent că o parte care din creier care e celebră, a fost ocotită celebră într-o funcție mentală clasică, adică memoria, învățarea și memoria, hipocampul, cu acel pacient HM celebru, de fapt, pe aceleași unde pe care le generează când consolidează memoriile în timpul somnului, reglează și glicemia, adică o funcție metabolică. Și zice, ce dracu au memoriile cu glicemia? Sunt mai multe rețele din creier identificate ca având rol de activare a inflamației.
funcții de anumitări cognitive având acele rețele, în special de legătură cu socialul, dar chiar și cu fix senzoriomotorul. Uh-huh. Și care reglează imunitatea prin intermediul inflamației. Unele având rol de proinflamator, altele antiinflamator. În bună măsură, diverse zone implicate, memoria autobiografică din partea asta frontală și care se ocupă de valori subiective, de plăceri, neplăceri, antipatii, simpatii, preferințe politice și mai departe, au rol de control visceromotor. Aceleași receptori care, de exemplu, sunt implicați în depresie, de exemplu, sau în atacuri de panică, au rol în controlul gastrointestinalului. O mare problemă, și apărut la un moment dat în ceva întrebare pe care știu că mi-a trimis-o pe mail, cu acele eșecuri ale corelației între hormoni, neurohormoni și funcții comportamentale. Da, e adevărat. Și noi am pățit la cinetic cu chestia asta. Nu ne ieșit cu corelații, de exemplu, între stres și cortizol. Chiar invers, de exemplu. Adică omul raporta că a avut emoții pozitive la reamintire, de exemplu, și a scăzut stresul la reamintire și în egală măsură creștea cortizolul. Cortizolul extras din salivă. Da, din salivă. Care știm că nu e cel mai bun indicator. Da, dar studiile arată că, de exemplu, inclusiv pe acel din urine sau din sânge, de exemplu, aplicate aceeași procedură, dar în laboratoare diferite, pe oameni diferiți, la unele a crescut cortizolul, la alții au scăzut cortizolul și la alții n-a fost nimica. Cum explicăm chestia asta? Mai ales când o legăm de la oxitocină, aceeași figură. Neșit, da. Ba neșit, ba nu neșit. Apropo de alt neurohormon celebru. Dar nu e vorba doar de ăștia doi. La cam toți e. De ce? Pentru că mai întâi și întâi. Bine, pe lângă chestiile meteorologice, că de fapt cortizolul are o rată de creștere și de descreștere diurnă. Da, contează foarte mult cardian. La cât e din salivă, contează foarte mult la cât timp după stimulare îl iei, adică cam un sfert de oră, 20 de minute, nu mai repede, nici mai târziu. Sunt diferențe de sensibilitate interindividuală pe secreția de cortizol. Dar pe lângă chestia asta e o fundamentală, că îi numești hormon de stres pe el și pe adrenalină, ceea ce e greșit, că asociezi automat cortizolul cu negativul. Când stresul e la rău, care nu moare. Este și conceptul popular eustres? Da, mă rog. Este că ei nu sunt hormoni de stres, nici cortizolul, nici adrenalina, ci sunt hormoni care adaptează organismul la o provocare, la o schimbare. Știu asta pediatrii, de exemplu, că dacă, de exemplu, nu ai copilul care se naște, nu are suficient cortizol, moare la naștere. Pentru că ieșitul din mamă e un mare șoc pentru el. Că sunt hormoni de activare? Da, ei mobilizează organismul pentru a se adapta la o provocare. Dar mintre burnout-ul și depresia cronică după mai mulți ani, dacă de ei nivelul de cortizol este subnormal la oamenii respectivi, pentru că ei nu mai manifestă efort de a se lupta, a se bate cu lumea. Hai să ne imaginăm, Dragoș, iartă-mă că vorbesc mai familiar, dar cred că toți oamenii preferă această familiaritate. Să ne imaginăm un exemplu, pur ipotetic, un ghedanc în experiment, cum a făcut Einstein când se spune, deși nu știm dacă a fost adevărat, sau cum a făcut Kekul sau alții, un experiment mental, ghedanc în experiment, da? Cum îi zic germanii. Avem trei creaturi care aleargă prin savana africană. Una e o gazelă, îi luăm cortizolul, adrenalina, norepinefrina, acetilcolina, toți neurotransmițătorii ăștia sunt foarte sus. Da? Aleargă. Ei aleargă. Nu pot fi toți sus. Multe sunt anticorelați. Unii merg în sus, alții merg în jos. Toți ăștia sunt în sus, toți cu ei. Da? N-am zis altele. Okay. Okay? După ea se ține ghepardul. Și după, la un kilometru distanță, îl găsești pe Usain Bolt. Da. Ce atribuie emoționale le-am dat aceleași activări simpatice? Sistemul nervos autonom aici simpatic. Aici multe studii, apropo de comparațiile pe care le-au făcut, s-au chinuit mult să le facă în ultimii ani între organismul animal și creierul animal, cum răspunde la predator, de exemplu, la frică, la pericol, comparativ cu cel uman, au observat că nu există, de fapt, un 1-1 între conceptul psihologic sau psihopatologic de frică sau stres și ce se întâmplă în realitate în creier, atât în lumea animală cât și în creier uman. Pentru că depinde foarte mult de context. Toate componentele sunt contextuale. Deci dar antilopei ei pune chiar antropocentric, antropomorfic poziția de s-ar putea să fie într-o stare de frică? Nu, pentru că aici o chestie întreagă. Răspunsul în creier și la antilopă și la alte specii și la om depinde nu doar de faptul că e un predător după ea. Și contează câți prădători sunt după ea, în ce număr sunt antilopele respective, unde, ce spațiu, la ce distanță e de prădătorul respectiv, dacă mai a fost sau nu urmărit de prădătorul respectiv, dacă sunt și pui prin zonă sau nu, dacă e flămândă sau nu e flămândă antilopa respectivă. Deci
toate aceste elemente contextuale declanșează alte răspunsuri în creierul, în diferite circuite din creierul antilopei sau ale omului, de către receptori și transmisători diferiți guvernate. Inclusiv sunt studii făcute pe șobolan care, de exemplu, ritm cardiac. Dacă, de exemplu, îi ameninți cu șoc electric când șobolanul, sau cu imaginea unui pisici, de exemplu, când șobolanul este liber să fugă, îi crește pulsul și tensiunea sangvină. Dacă este imobilizat în ceva aparat, îi scade. La același stimul provocator fobic, expus. Deci, totul e contextual. Curiozitate, lui Usain Bolt, care încearcă să se țină în savana africană după aceste creaturi, ce stare emoțională e? Păi e foarte diferit, pentru că Usain Bolt mai degrabă ar fi în rolul ghepardului, dar cei doi poți comparați cu antilopa. Pentru că ăla este vânatul, ăștia sunt vânători. Dar toți au aceeași activare simpatică. Aceeași sistem autonom simpatic, vegetativ, autonom. Da, pentru că ăla se ocupă de a mobiliza mușchii. Nu? Dar din punctul de vedere altor asemenea chimicale, poate fi foarte diferit răspunsul. Toți au hipotalamus, au nucleu paraventricular, toți au o glandă pituitară, structura nervoasă, arhitectura mamiferului e foarte conservată. Da. Toți au probabil un nivel ridicat de adrenalină în sânge, că doar ai nevoie pentru inima să pumpeze. Da, pentru că ai nevoie pentru, exact, pentru efortul fizic. Dar, exact, dar altfel, transformă glicogenul în glucoză, dar altfel, nivelul ficatului. În funcție de experiența pe care mi-ai avut-o în situații similare, de obiectivul pe care îl ai, de setul mental din momentul respectiv, circuitele sunt diferite și automat și chimicalele sunt diferite. Și raportul însuși al individului, al entității, față de această activare simpatică e diferită. Da, și sunt studii făcute pe oameni, de exemplu, apropo de răspuns de asta la pericol sau la stimul care evocă pericol, cu o față înfricoșată. Dacă expui, de exemplu, în RMN doar fața înfricoșată, ai un răspuns anume al anumitor formațiuni din creier. Dacă e o persoană lângă tine în fizic, într-o cameră cu o față înfricoșată, ai alt răspuns la alte formațiuni. Și deci, practic, din asta ce putem să deducem? Că poziția clasică pe care o vedem la foarte mulți coach și trainer, cum că ai amigdalele mari, nucleele amigdaliene, gata, ești fricos, ești da, e falsă. Eu, într-o vreme când am început cariera, de care vorbeam la începutul interviului, eram fan Joseph Ledoux și când am scris, nu știu dacă era chiar primul sau al doilea articol, era oricum primul în engleză pe care l-am scris. Era un review privind mecanismele biochimice implicate în răspunsul la stâlpă emoțional cu fețe speriate. Și am făcut un review de vreo 19 pagini. Și le-am dat la mai mulți autori preferați de mei să le facă un fel de feedback. Și le-am dat și lui Ledoux ca să facă feedback-ul respectiv. Vânat două luni până i-a dat feedback-ul la chestia respectivă. Deci îmi plăcea de el și mai era unul Davis care facea studii pe amigdala la vremea respectivă. Vorbim de 92-94. Și citeam o chestie mai recentă în care ăsta își punea cenușă în cap. Joseph Ledoux. Da, domne, a fost poate și vina mea la început și ulterior eu m-am corectat, dar alții nu s-au mai corectat. A rămas cumva așa agățat de amigdală eticheta de centru fricii. Și multe studii au asociat ulterior amigdala cu tot felul de alte procesări, inclusiv plăcute, cu sexul, cu drogurile, cu alcoolul, cu calcul matematic. Poate cu... n-ai fi să spunem nuclei amigdalien, că este o groază da, de centri. Da, vine la chestia asta. Sunt o groază de stări asociate cu amigdala și, cum ai spus, amigdala nu este o formație unitară, ci are mai mulți nuclei. Și hipocampul nu e. Și din punct de vedere al istoriei formării țesutului respectiv, de exemplu, unul dintre nuclei foarte studiați bazul lateral, e format în istoria evolutivă de la animale până la om din același țesut din care s-a format lobul frontal și parietal și are conexiuni foarte importante cu cei doi lobi. În schimb, alți nuclei, cum ar fi nucleul median, nucleul central, sunt un fel de extensie a structurilor din corpii striați, de exemplu. Și deci am putea să spunem că ceea ce numim noi generic sistemul limbic... Și mai puțin. Și niciodată frica nu este... Doar reacția fiziologică. Nu ține de activarea amigdalei. Și toate emoțiile, inclusiv frica, țin de activări din neocortex. Țin de conștiință, ce numim noi conștiință în filozofic vorbind. Deci o să fie partea a doua. Aspecte ale conștiinței. Deci am putea să spunem că toți acești coach și mai vedete care spun gata, e vorba de amigdala ta.
Aia se activează, primește la nivel inconștient, metafora cu elefantul și șmecherul de deasupra elefantului. Sunt din punct de vedere științific rahată. Toate sunt. Acum nu vreau să vă exprim urât sâmbătă seara, dar cum să spun, unul la mână. Mai întâi că nu poți vorbi despre creier dacă nu ai pregătire în domeniu. Dacă tu, nu știu, ai făcut ASEO, de exemplu, sau ai făcut litere, nu poți să ții un curs despre creier. Dacă o faci, îți asum că faci gafe majore. Da, oamenii nu știu asta. Doi la mână, oamenii care contactează speakeri, trebuie să ai grijă pe cine contactează, pentru că trebuie să vadă, ok, ăla cât de adevărat ce spune. Chestia că nu interesează. Decât dacă îi contactezi pentru TED sau alte conferințe științifice, dacă îi contactezi pentru firma ta ca să vorbească oamenilor, nu contează cât de adevărat este despre amigdală sau despre neocortex sau despre hipocamp. Da, te-am întrebat asta pentru că una din întrebările legate de un articol recent scris de Andrei Cermiu, bănuiesc că îl știi, da, de la Babeș Bolyai, care lucra și tu acolo, da, fost și care student. Spunea, poftim? A fost și student. Ți-a fost și student, da? Și care spunea foarte clar, nu mai lăsați aceste prostii să meargă așa liber. Nu le poți controla. Mai ales că, ți-am spus, din punctul de vedere a celor care organizează aceste evenimente de a vorbi în public unor oameni din companii, deci unor studenți, unor oameni din companii, targetul este să se simtă bine ăia din public. Da, da, dragul, te întreb următorul lucru. Ei, dacă oamenii din companii, ca care presupunem că au niște amprente narcisice, a aflat că sacoul meu e Emilio Zenia sau că mașa asta e Armani, poate ai zice, bă, ăsta nu fi chiar așa de prost dacă ai ația bani, nu? Poate că gândesc în felul ăsta, pentru că oricum din domeniul ăsta provin. Dar ideea este că... Tocmai, narcisiști trag la narcisiști, nu? Omul care... Poate că omul care trebuie să vorbească acelor oameni din companie în țară, poate că el știe că este, cum să spun, foarte rudimentar să spui că amigdala e centrul fricii și că alt centru e centrul vânzării și așa mai departe. Dar în același timp își dă seama care limită din punct de vedere a auditoriului. El trebuie să livreze un mesaj frumos ca la teatru. Și că se vorbească pe limba omului. Suna dacă oamenii nu aplaudă și te distrează... Era, ce consecințe majore sunt dacă oamenii pregătiți ca tine, să spunem, nu, eu sunt o nulitate epistemologic vorbind, sau ca Andrei Miu, lasă, nu operează ca niște gatekeeperi, ca niște paznici acest discurs, nu-l sancționează sau nu dau ceva în schimb. Vorbim ce consecințe deci, crezi că eu, sunt? Eu pot să sancționez eventual un profesor care vorbește greșit studenților, pentru că jobul lui este să-i trăinuiască corect. Dar unui speaker care vorbește unor invitați ca să se simtă bine, nu poți să-l sancționezi, pentru că rolul lui se simtă bine o din sală. Că vorbește despre Atlantida, despre faptul că pământul e pătrat sau plat, despre OZN-uri, despre orice vreți voi, dacă ei se simt bine, e ca la teatru. Dar dacă oamenii ăia nu știu despre ce e vorba, și dacă ceea ce le place, doar ți-am spus, sacou Emilio Zenia, să zicem, sau, nu știu, ochelarii Bulgaria. Păi, apropo, de multe ori și vin pentru că omul e celebru, nu neapărat că ce vorbește, nu reține nimic ce vorbește. E celebru în virtutea a ceea ce știe? Nu, sau e celebru în virtutea unui noroc sau al faptului că oamenii din publicul larg nu susțin intelectuali adevărați? Știi și tu că, practic, la ora actuală, celebritatea e măsurată în view, câte vizionare ai pe YouTube, de exemplu, știi, sau câte like-uri ai. Sau pe Facebook. Deci, da, practic, dacă eu, spre exemplu, spun că neocortexul are 100 de milioane de ani, tu ce mi-ai spune? Că sunt prost? Bine, nu neapărat. E vorba de dezinformare, cum ar veni, știi? Dar, cum să spun, când tu ai target să se simte oamenii bine și ai două variante, duci la Sinaia să facă team building-uri sau îi pui într-o sală în București ca să se deștepte la minte. Da, oamenii care fac team building-uri sugerau unii din oamenii care au scris întrebarea, așa anume ce consecințe din perspectiva unui expert ca tine în neuroștiință ar avea asupra mai mase. Evident, oamenii doar au pus întrebarea, nu trebuie să completăm noi spațiile punctate. Unii întrebau, dar nu e greșit? Adică e ca și cum ai folosi formula clasică, nu? Pentru aruncarea pixului ăsta, ca fiind o parabolă, dar de fapt ea nu e o parabolă, că mai există și forța Stokes, mai există și alte forțe în fizică. Și atunci te interesează precizia. N-ar fi acești oameni care doresc, spre exemplu, să primească cele mai bune informații, chiar și în domeniul afacerilor, ai câștigat mai mult de la o persoană care e cel mai bun model de predicție? Deci, ca să-ți răspund, trebuie vreo 3-4 minute la chestia asta și, și ceva material ajutător pe care, din fericire, îl avem. Deci, după pauză o să punem materialul, okay. Dar ne trebuie cliffhanger, apropo de ideea centrală.
mai întâi. Deci, cam tot ce se folosește cu import dinspre psihologie și cu atât mai mult neuroștiințe în aceste discursuri de vânzări sau motivaționale sau de alte tipuri, sunt greșite sau sunt depășite. Adică, poți să spui asta la cameră? La oricare dintre, nu știu, uite, la care sunt. Uite, iau pe aia de acolo, spun clar. Pe mine oamenii nu mă cred, eu n-am 90 și ceva de articole, am scris vreo 10-15. Inclusiv cele clasice de psihologie, cum ar fi acea piramidă a lui Maslow, a nevoilor sau la motivație, și aia e greșită. Deci, unul la mână că nici măcar istoricește nu este făcută de către Maslow, ci de către un, mă rog, discipul al lui și care a preluat niște principiile lui Maslow și le organizează sub formă unei piramide, că era mai frumos așa. Și în principiu e frumos dacă pui pe un slide ceva cu formă geometrică, că e piramidă, că e stea, că sunt patru triunghiuri sau niște cercuri. Chestia asta rămâne ușor în capul auditoriului. Mai vorbim despre lucrurile din neuroștiințe provenite. Adică e celebru, foarte frecvent, acel model al creierului triunghi. Paul McLean. Paul McLean, exact. Cu creierul reptilian, da. limbic și neocortex. Da. Neocortex. Care nici măcar nu-i corect, că corect ar trebui să spunem neopalium, pentru că știm că da. Ordinul Avis... N-are sens să mergi în chestia asta. De Ordinul Avis are formațiuni, nu? Care da. Simulează foarte bine multe amigdala din procese. Amigdala aia bazolaterală este exact. Parte din neopalium împreună cu lobul frontal și cu parietalul. Exact. În timp ce cea mediană și centrală din subpalium, adică exact. Din structură... Exact. Degeaba intrăm în chestia asta, pentru că oricum nu asta interesează. Ideea este că acel model foarte vehiculat și folosit anapod, dar în cursul de vânzări, tot ce, nu știu, cosmetice da, sau orice... Expulzează peștele din tine, deci, nu? Da, e o bazaconie care, din punct de vedere științific, se știe de zeci de ani că e o bazaconie. Adică ea reflectă ce se știa din punct de vedere anatomic, anatomiei animale, în prima parte a secolului 20. Și de știi la ora actuală că e doar un model istoric, nu are nicio valabilitate la ora actuală. Nu că de ieri nu are nicio valabilitate, nu are de zeci de ani valabilitate, dar ea este folosită pentru că este ușor de vizionat, de pus pe un slide și de rămas în capul omului când plecă de acolo. Da, reptila din tine trebuie expulzată. Deci, ei, deci, nu știu, poate ai fost tu trainer, eu am avut o experiență de trainer. Eu am avut o experiență de trainer în domeniul ăsta într-o câțiva ani. Și acum spune, domnule, oamenii trebuie să facă ceva cu takeaway, știi? E ca la Glovo. Adică cu ce plec eu? 3-4 idei nu mai mult, cu ce plec eu din cursul ăla? Tu nu poți să vii cu o chestie fără sofisticată, că nu o să plece cu nimic de acolo. Tu trebuie să vii cu 3-4 chestii care să-i rămână în cap unuia care din sala aia de 300, unul e IT-ist, unul e economist, altul este vânzător de aspiratoare, altul este secretar. Deci cu background-uri complet diferite, toți rezoneze la ceva. Și așa, tu dacă le pui de aia cu 3 creiere, nu că am pus frate eu chestia asta, dar știu că cei care practică, pe aia se bazează. Că e ușor de vizualizat, adică și de reținut. O distorsiune mnezică. Și mai mult decât asta se potrivește, dar mai mult o să dezvoltăm asta după pauza de care vorbeai, cu cultura din care noi facem parte, toată cultura occidentală, din care și noi cu forța suntem parte la rândul nostru, își are originea, cum a trebuit să știe din liceu oamenii, din ce? Civilizația greacă și romană. Greco-romană. Unde avem și taxonomia exact. Facultăților mentale. Și numai, deci inclusiv religia creștină, ca principii filozofice, tot din filozofia greacă și romană se trage. Și astea am mers mână în mână croind cultura noastră. Bunica mea n-a făcut decât 7 clase. Și sora sa la fel, bătușii mea. Și toți foloseau termeni psihologici, mentaliști. Că ei fac parte deja din folclorul comun. Nu trebuie să faci psihologie ca să vorbim de motivație, subconștient, rațiune, autocontrol. Exact, folk psychologist, exact. Chestia că, din punctul de vedere a ce se știe actualmente în neuroștiințe, sunt niște bazaconii toate astea, evident. Adică deciziile nu sunt impulsive luate de amigdală și raționale luate de către lobul frontal, neocortex, bla bla bla. Ci, practic, în aceeași zonă a lobului frontal, are loc și luarea de decizii și simțitul emoțiilor conștiente. Dragoș, lasă-mă înainte de pauză să încerc eu o metaforă de aia șmecheră, nu? Ce zicem de următoarea idee? Avem un edificiu care la nivel mare, vizibil, nu? Sunt plăci de marmură, oglinzi semi-argintate, asta e ceea ce se vede, ditamaitelencefalul expandat în ultimii ani, nu? Enorm de mare. Și pe dedesubt avem cărămizi, ciment, chipici, lut, dar cablurile de dedesubt sunt inextricabil legate. Cum se pare asta? Deci, ca să repet. Se pare o metaforă mai bună? Oamenii în cultura noastră
chiar dacă ăia care acceptă ideea de evoluție a creierului uman din alte creiere, așa, e o impresie că creierul lui gândacu sau lui iepurașul sau măcar al lui maimuța sau câinele a rămas cumva în creierul nostru undeva la bază și s-a adăugat încă un strat în plus ca la ceapă, mai deștept, mai evoluat și aia ne face pe noi să fim raționali. E total greșit. E total greșit, apropo de cameră. Da. Deci, toate studiile arată că, de fapt, evoluția creierilor înseamnă nu adăugarea unui strat nou mai performant pe straturi mai vechi primitive, răspunzătoare de impulsuri și alte corect, chestii nasoale și pulsiuni. Că maimuța e mai bună decât piramida? Nu, deci, dimpotrivă, evoluția înseamnă o reorganizare, o revoluție, practic, în rețele neuronale care străbat tot creierul, începând din trunchiul cerebral până în partea frontală. N-aș face analogia gândacul om, că acolo e cu ganglioni. Mă rog. N-aș face nici la cefalopode, dar ideea asta e de metaforă, adică da, la cele mai bazale ființe până la om. Așa e. Panpaniscus sau pantroglodites. Nu e ascuns în noi un căieraș de iepuraș. Corect. Și practic, într-adevăr, creierul a evoluat, dar pe principiul reorganizării masive a rețelelor de neuroni. Exact. Și toate organismele sunt la fel de evoluate ca noi în momentul de față. În termeni științifici, corecți. Da. Deci divorțați de o poziție ortogenetică. Procesul este în continuu dezvoltare. Deci inclusiv la om se poate vorbi în continuare de evoluție, nu doar la nivel de creier, ci la nivelul și organismului. Ne-a scăzut capacitatea craniană în ultimii 50.000 de ani? Asta este adevărat, dar nu neapărat reflectă o prostire, cum apare în unii oameni spun că reflectă o domesticire, ca la homo, ca la canis lupus domesticus. Sau poate să reflecte pur și simplu o mai, cum să spun, o eficientizare mai mare a proceselor. Okay. Spus, targetul naturii, în general, este să consumi cât mai puțin energie. Trebuie să te adaptezi la mediu, că altfel mori, dar cu un consum cât mai redus și mai specific de energie pe funcțiile comportamentale sau metabolice și pe care le ai. Tehnic vorbind, o altă întrebare pe care am găsit-o. Cu cât un creier e mai mare, consumi mai multă energie. Unul din ascultătorii noștri spune așa, o foarte populară teorie face o asumție care leagă, ca o analogie, domesticia canis lupus, lupul eurasiatic, în care știm că creierul lupului e mult mai mare decât al câinelui domestic, canis lupus domesticus, și întreba din arhivele Homo sapiens arhaicus, înainte de revoluția din neolitic și ceea ce știm astăzi, mai ales la femei, că lor le-a scăzut mai mult capacitatea craniană. Putem să presupunem că ne-am autodomesticit prin cultură? Nu știu, asta cu autodomesticitul e o chestie care e mai metaforică, dar... Autodomesticit volumul... în sensul de a expulza din populație, cum a făcut Dimitrie Beliaev, cu celebrele vulpi, nu? Celebrele vulpi argintii al lui Beliaev, da, în care persoanele care aveau comportamente antisociale erau expulzate. Asta e adevărat, că am eliminat în bună măsură toți cei care ne făceau rău și sunt mai puțini, cum să spun, psihopați acum decât erau acum 200 de ani sau 2000 de ani. Dar și curajoși mai puțin. Dar în egală măsură, volumul creierului este determinat și de volumul corpului acelui. Tocmai din cauza asta unul din ascultătorii noștri nu care mi-a spus contează, că e expert în antropologie, adică, evoluționistă. Hai să dau un exemplu apropo de treaba asta. La răzătoare, da? Noi prototipal ne gândim la șoareci și șobolan când e vorba de răzătoare. Nu sunt doar ele. În America de Sud există unul foarte mare cât un porc, mă rog, cât un câine, se cheamă capibara. E îmi place capibara. Mare, mare. A doi capibara. Ale o răzătoare, de fapt. Și are creierul mai mare decât un șoarece sau un șobolan. Evident, că, pentru că el este de câteva ori, zeci de ori mai mare decât un șoarece sau un șobolan. Dar nu e mai deștept decât un șobolan. Deci creierul la toate ființele astea a crescut în volum, adăugându-se practic grăsime în bună, mare, mare măsură, da. Și cablaje. Dar asta cablaje, avem graficul lui Jenison, nu? Da. De EQ. Dar n-a crescut eficiența procesării. Adică e la fel de deștept un capibara ca un șoarece, deși e mult mai mare creierul. Sigur că dacă așa luat, tu ai cel mai mare creier din lume, 18 exact. Kilograme. Exact. Dar edita mai animalul, Moby Dick, nu? Da, și e foarte bun, se confunda la mii de metri și a băgat. Dar de asta anumiți autori, precum Jenison, au introdus acel concept de EQ, care da. Nu înseamnă emotional content, da, nu? Da. Înseamnă și coeficient de encefalizare, unde noi suntem cei mai mari boși, nu? Dar, la 7,2, 7,3. Noi ce avem, de exemplu, uite, raportat nu neapărat la capibara, care e distant față de noi, ci față de maimuțe, de cimpanzei, avem mult mai mulți neuroni, de trei mai mulți. Deci numărul de neuroni per unitate și organizarea neuronilor ne fac ceea ce suntem noi, inclusiv viteza transmiterii informației.
nu neapărat volumul creierului. Aia e o falsă chestie. Faptul că e mai mic la femeie decât la bărbați sau e mai mic la om decât la omul de neandertal. Nu, eu ți-am pus o întrebare venită din partea unui antropolog evoluționist care spune cum explicăm faptul că Homo sapiens arhaicus, cum e definit el, avea capacitatea craniană mult mai mare. Bine, Homo neandertalensis avea mai mult, probabil pe la 1600 de centimetri cubi. Și noi acum suntem mult mai jos. Și el sugerează, în întrebarea pe care mi-a dat-o, că e vorba despre un proces de autodomesticire. De a eliminare din populația noastră progresiv a femeilor care comit adulter, a bărbaților care ucid. Pentru aia trebuie în primul rând să dovedești că adulterul sau alte comportamente criminale sunt asociate cu un crime mare. Ceea ce nu a descoperit, dacă nu a descoperit nimeni chestia asta. Dimpotrivă, studiile făcute pe copii în ziua de astăzi arată că creșterea într-un mediu sărac, defavorizant și cu criminogen, e asociat cu un volum mai mic al creierului la copiii respectivi și care sunt defavorizați în sarcini cognitive ulterior ajungi și la adult. Deci toate studiile arată că, dimpotrivă, comportamentul criminal e asociat cu un volum mai mic al creierului, nu mai mare al creierului. Deci dacă ei au fost criminali cu volum mare, dați deoparte că erau prea criminali, și aia cu creierul mai mic, nefiind criminal, au rămas. Aici vine partea interesantă, Dragoș, pentru că cel care a scris întrebarea anticipează chestia asta și sugerează a doua variantă, și anume dacă este vorba despre selecție sexuală bazată pe neotenie. Pentru cei care nu știu, neotenia înseamnă păstrarea trăsăturilor juvenile la vârsta adultă. Știi cum ne place de Gal Gadot, femeia fantastică, că are trăsături de copil la 30 de ani. Cum apreciăm și cum au fost făcute studii în psihologie evoluționistă, că adorăm ideea de frunte mare la femei și tăsături neotenice. Eu nu m-aș aventura și ca prieten te-aș sfătui să nu iei foarte în serios studiile pe psihologie evoluționistă, pentru că doar te urcât cuprinde. Și, deși eu eram fan când predam la Cluj psihologie evoluționistă, m-am lecuit de cam de 10 ani de chestia asta. Au făcut tot felul de predicții care s-au venit eronate. Și multe dintre explicațiile sunt autologice și cea mai parte sunt speculative. Adică nu le poți dovedi vreun fel. Sunt pur și simplu, hai să povedim despre Atlantida. Deci cam asta e toată povestea. Corect, e una dintre domeniile în care merge prost, dar corect științific este să admitem de asemenea că Ulrich Schimach, celebru psiholog, care rulează zilnic acele Z-curves, curve de reproducere, arată că evolution in human behavior e pe locul 3. Asta ca rată de reproducere. Da, dar cum se spune? Sunt pe YouTube clipuri care sunt de foarte proastă calitate în muzica și au milioane de vizualizări. Deci nu neapărat asta este un criteriu. Dar putea să fie selecția sexuală, mai ales eu, din partea bărbaților. Când eram eu, de exemplu, la Babeș Bolyai și ne făceam doctoratul, și erau la vremea respectivă neuroștiințele la început și toate teoriile astea care vedeau că nu e unul la unul raportul între creier și carte de psihologie erau foarte puține, abia începuseră. Și profesorul meu mi-a spus, dar uite câte cărți și articole sunt care dovedesc psihologia și câte sunt de astea care spun că de fapt nu se dovedește. Sunt doar câteva. Deci, faptul că sunt doar câteva nu e de fapt niciun indicator a cât de relevant sau nerelevant, cât adevărat, neadevărat este. Dacă metodologia este corectă, aia este o chestie. Unul singur, dacă există și este corect metodologic, ăla este valid. Și infirmă tot muntele de afirmații care au constituit înainte un alt curent opus ăsteia, dar care se bazează pe speculații. Corect. Avem un domeniu foarte speculativ și antropologul nostru care ne-a scris, antropolog specializat în partea de antropologie evoluționistă, aș adăuga, sugerează că un mecanism ar putea să fie selecția sexuală pentru trăsături juvenile la femei. Asta nu e un mecanism. Asta este un efect. Sau un efect. Mecanism, din punct de vedere al neuroștiințelor, este altceva. Adică trebuie să legi de niște receptori, de niște curenți, de niște neurotransmisători, de niște gene, niște mecanisme epigenetice, de niște rețele neuronale. Da, ăla e un mecanism. Da, mecanismul invocat rezultatul funcționării acelui mecanism se vede la nivel comportamental în chestia cutare. Și la nivelul, nu știu, istoriei unei specii, încutare fenomen. Faptul de ce ne-a scăzut nouă capacitatea craniană atât de mult. Aia, iar e o chestie speculativă. Putem specula o pahar chestia asta, dar nu putem să tranșăm din punct de științific treaba asta, pentru că nu avem date privind alte... Dar dacă noi am descoperit în prezent, deci, într-adevăr... Din punct de vedere, o chestie importantă, care se ignoră mereu, și e un curent important de prin 2015 încoace în domeniul respectiv, este faptul că cea mai mare parte a funcțiilor creierului se ocupă de a gestiona metabolismul și imunitatea, nu făcut poezii. Deci,
față de starea de repaus, când nu faci nimic, dacă tu faci ecuații matematice, crește consumul de energie și, mă rog, de sânge în creier cu 5%. Atât adăugă, 5%. Deci cea mai mare parte din energia pe care o consumă creierul nu se ocupă cu chestiile superioare cognitive, ci cu totul altceva, printre altele cu a controla organismul, a regla metabolismul, care ține de foarte multe lucruri, de la dimensiunea organismului la efortul pe care trebuie să-l faci metabolic ca să faci față vieții, și efortul pe care îl făceau oamenii acum 2000 de ani era mult mai mare a face față vieții decât acum. Exact. Avem o viață mai sedentară, care nu mai e nevoie de un super metabolism în chestia respectivă. Ceea ce înseamnă că ceea ce imunitatea spunem, e plin de antibiotice. Nu mai avem nevoie, ca adevărat, acum COVID-ul face ravagii. Nu avem nevoie de imunitate atât ca acum 2000 de ani. Deci toate mecanismele care se ocupau primordial cu chestii metabolice și imunitare poate că s-au redus pentru că nu mai era nevoie de asemenea provocări la un model. Și deci am putea să spunem, Dragoș, domnului, stimatului domn doctor în antropologie, că sunt mai mulți factori care pot să lucreze împreună. Întotdeauna sunt mai mulți factori. Și poate că nici măcar nu-i poți lua pe toți în ecuație. Eu nu cred că vreun specialist, inclusiv un mare autor de review-uri, e în stare la ora actuală să ia toți factorii în calcul. De aia, la ora actuală, de vreo câțiva ani încoace, de când permite tehnologia, se merge pe machine learning și pe chestii de AI ca să strângă toate datele din diverse baze de date, să-și dea seama cu ce se ocupă creierul sau alte părți ale organismului, pentru că noi nu facem față. Explicațiile monofactoriale, un singur factor explică mai parte din varianță. Nu, pentru că aia înseamnă o chestie așa, blind. Exact, nu-i așa? Bun, ne auzim după pauză. Vă pup!